Băieți, n-am... Cred că nu, meseria mea se pierde, cred. Sunt pescari și au nevoie de bărci, dar acum tineretul, în general, se axează pe alte meserii. Străvechi, meșteșugul pescuitului, uneltele folosite de om pentru exercitarea lui și însuși peștele ca țintă ultima acestei acțiuni, sunt încărcate de un simbolism adânc. Un simbolism pe care creștinismul l-a dezvoltat și l-a perpetuat prin Evanghelii. Apostolul Andrei, cel dintâi chemat, despre care se spune că ar fi creștinat și Ținutul Dobrogei, și Simon Petru, au fost pescari. Capitolul 5 al Evangheliei după Luca relatează episodul pescuitului miraculos. Pe lacul Genizaretului, Iisus a văzut două luntri și pe stăpânii acestora spălându-și mrejile. Una dintre luntri era a lui Simon. Pescarii nu prinseseră nimic toată noaptea. Fiul lui Dumnezeu s-a suit în luntrea lui Simon Petru, l-a îndemnat să iasă în larg și să arunce plasele. Atunci, miracolul s-a întâmplat sub ochii măriți de uimire ai umilului pescar. Mulțime multă de pești s-a prins în mreajă, mai să o rupă. Ieși de la mine, Doamne, că eu sunt om păcătos, a zis Petru, căzând la picioarele lui Iisus, iar acesta i-a răspuns, nu te teme, de acum vei fi pescuitor de oameni. Iar Simon Petru și-a lăsat luntrea și l-a urmat pe Fiul lui Dumnezeu. În primul secol după Hristos, când creștinismul era clandestin, peștele reprezenta semnul noii credințe. Simbolul prin care creștinii prigoniți și nevoiți să se ascundă se recunoșteau între ei. Pe drumurile acestea ale apelor, de multă vreme și omul rătăcește. A fost o vreme când figura lui bărboasă și sălbatică a pricinuit o mirare nesfârșită locuitoarelor străvechi ale bălții. Pe urmă, și-a așezat și el, sălașul primitiv, între două sălcii, pe urmă a sporit și el, cu oasele lui, adâncul deltei. Au trecut pe aici oameni vechi ai Schiției, popoare rătăcitoare din Asia, poate, romanii, bizantinii, slavii, turcii și tătarii și românii, poate, au mai spintecat undele acestea și odinioară cu faimosul pescar Petre Amarjă. Acest fragment din Peisajele Dobrogene ale lui Mihail Sadoveanu, o reverie a scriitorului împătimit de călătorie și de tainele locurilor, concentrează istoria de multe secole a Deltei Dunării. Formată în urmă cu 13.000 de ani, Delta Dunării este cel mai tânăr pământ românesc. Primele mărturii despre ținut le avem de la Herodot, părintele istoriei. Cea mai veche hartă a zonei a fost întocmită de Strabon, iar cea mai amplă descriere a deltei îi aparține lui Claudiu Ptolemeu. Multe etnii au conviețuit aici de-a lungul timpului, practicând diferite meșteșuguri. Pescuitul și agricultura i-au ajutat pe oamenii răspândiți în satele așezate de-a lungul grindurilor să trăiască și să scrie istoria stranie a acestor locuri. În bălțile și lacurile rezervației Deltei Dunării există peste 100.000 de specii de pește, zona constituind și astăzi cel mai mare potențial piscicol al țării. Era firesc, prin urmare, ca acesta să fi fost, în toate timpurile, ținutul pescarilor. Și pentru ca oamenii să poată pescui în toate apele și în toate anotimpurile, a fost nevoie ca ei să învețe și să practice implicit și alte meșteșuguri, fără de care ar fi cunoscut zădărnicia efortului. Pentru a pleca pe apă, la pescuit, e nevoie de barcă, iar peștele, în cantități mari, se prinde cu diferite feluri de plase, adaptate tipului de apă, adâncimii acesteia, speciilor de pește și sezonului în care are loc capturarea lui. Satul Jurilovca, din sudul județului Tulcea, Argamum, pe numele lui din vechime, este prima așezare de pe teritoriul românesc, atestată într-un document antic, în Hecataios Milesius.
Existența îndelungată a satului a concentrat aici diferite etnii. Majoritarii în Jurilovca sunt lipovenii, veniți din centrul Rusiei în delta Dunării, începând din secolul al XVIII-lea. Lipovenii sunt toți pescari. Ca și românii sau ucrainienii, ei n-ar fi putut să supraviețuiască altfel. Delta Dunării e nespus de frumoasă, dar și necruțătoare în asprimea ei. Pescarii de aici au învățat, deodată cu prinsul peștelui, să-și împletească plasele și să-și construiască lotcile. Meșteșugul construirii de bărci tradiționale din lemn vopsit cu catran poartă în zonă numele de marangozerie. Din nefericire, ca multe dintre vechile îndeletniciri, și acestea două se pierd treptat. Modernizarea localităților, marele aflux de turiști, pescuitul industrial și, nu în ultimul rând, dorința celor mai tineri de a practica o muncă mai bănoasă, transformă vechile meserii, cu tainele lor cu tot, în amintiri. Cu greu am găsit la Jurilovca doi meșteri împletitori de plase pentru pescuit, unul mai vârstnic și altul mai tânăr, pe Mihail Cernagor și pe Roman Fomici. I-am surprins lucrând concentrați asupra plaselor pe care le confecționează ori doar le repară periodic. Mihail Cernagor s-a născut la Jurilovca în 1953. Știe să confecționeze toate tipurile de plase folosite de pescari: seci, varse sau vintre, ave, năvoade, taliane. Majoritatea lor se folosesc pentru pescuitul industrial, în lacurile deltei sau chiar pe mare, cum e cazul talianelor. Mai tânărul Roman Fomici e născut și el la Jurilovca în 1967. Ambii meșteri au învățat să lucreze privind la consătenii lor pescari cu experiență. Începând, când m-am angajat ca pescar, am început să mă uit la colegii mei, la unul, la altul, și am început să lucrez pe furate. Mă uit la unul, mă uit la altul și am început să învăț așa câte puțin, până când am învățat să fac toate școlile. Tata a fost pescar. A lucrat și ca mecanic, după ce am ultimul lucrat ca pescar, am mai învățat de la el, am învățat și de la colegii mei, dar mai mult de la colegii mei. Majoritatea știe să lucreze, majoritatea din pescari știe să lucreze, rar care nu știe, care nu-și dă interesul ăla, nu poate să, dar majoritatea dintre pescari poate să facă toate. Eu n-am copii, eu am o fată, e căsătorită, mâine naște la maternitate și nu știu, n-am așa, băieți, n-am, cred că nu, meseria mea se pierde, cred. Prima dată când am intrat la pescuit, în 1984, nu știam. Și am învățat de la bătrâni, care erau pescari mai bătrâni, m-au învățat pe mine. Mi-au arătat, eu am băgat, eram atent, deci să nu... Și am învățat de la ei. Noi suntem singuri nevoiți să facem, nu e o pantă. Patronul ne-a dat clasă, ne scole tot și noi le repărăm și le pregătim acum de până întâi, trebuie să mergem la năvod, la pescuim și trebuie să le repărăm singuri. Plasele acestea sunt năvoadele care trebuie să făcute, gata, pregătite. Dar noi lucrăm cu vintirile ăștia care sunt și acum după 15, acum începem să le scoatem la mal, că sezonul se închide de vintiri. Și acum începem cu năvoadele de până întâi. Începem năvoadele să facem și trebuie să fie gata. Am aflat de la cei doi meșteri că până pe 1 octombrie pescarii au folosit plasele numite vintre pentru prinsul peștelui, iar de la 1 octombrie vine rândul năvoadelor să fie utilizate. Tocmai la aceste tipuri de plase, de mari dimensiuni, având între 300 și 500 de metri, trudeau ei atunci când i-am întâlnit la Jurilovca. Mihail Cernagor și Roman Fomici ne-au explicat cum confecționează sau repară plasele de pescuit, folosind instrumentul numit igliță.